weekendul Tech Expo continuă alături de partenerii noștri Ride Colibri. Îl am aici alături de mine pe Petre, care ne va povesti puțin cu ce vor fi impresionați vizitatorii noștri în acest weekend. Bună, avem la show prima motocicletă electrică românească, Ride Colibri M22. Este o motocicletă cu o capacitate de 5,4 kW, ceea ce îți asigură o autonomie de 200 de km la o încărcare. De asemenea, este limitată la 45 de km pe oră, ceea ce înseamnă că se conduce cu carnetul B sau AM. De asemenea, se poate și plia pentru cei care au nevoie de spațiu și au nevoie să o depoziteze pe timpul iernii. E o motocicletă ușoară, rapidă, gândită pentru navetistul urban. Petre, de ce ai recomanda motocicletele Ride Colibri în schimbul altor modele de pe piață din momentul de față? E o întrebare foarte bună. În principiu, este o motocicletă construită de la zero în jurul bateriei și autonomiei, ceea ce înseamnă că avem 3 module de baterii care pot fi scoase și încărcate separat și pe motocicletă, dar și în casă. De asemenea, e construită în România, în Satul Mare, deci este cumva unică față de toți ceilalți jucători de pe piață în România. De asemenea, are un look de motocicletă, ceea ce pentru anumiți oameni și filul, frânele, confortul este mult mai îmbunătățit față de un scooter clasic. Deci există foarte multe atribute care eu, din punctul meu de vedere, o fac un produs excelent. Și ca ultimă întrebare, în ceea ce privește Ride Colibri, care ar fi planurile pentru anul 2024? Planul este să trimitem primele motociclete. Noi suntem în faza de preproducție acum. Am venit la show să arătăm un prototip, să vedem ce feedback luăm de la potențialii clienți. Anul ăsta vrem să trimitem prima serie care este complet vândută și urmează să facem încă o serie pe care încercăm să strângem acum comenzi. Sunt multe planuri, abia aștept să le dăm drumul.